Un tânăr este cercetat pentru că a dat cu mașina peste un polițist în fața gării de nord și a fugit. Tatăl șoferului lucrează la guvern și ar fi încercat să intervină în caz, acuză colegii agentului rănit. Va ninge biscolit la noapte în sudul țării, inclusiv în capitală. De dimineață intră în vigoare o avertizare cod galben de vreme rea. Iar președintele Klaus Iohannis spune că am atins faza de platou în ceea ce privește evoluția COVID în România. Oana Andoni vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara! Un tânăr de 23 de ani, fiul unui angajat al Guvernului României, dă chiar la această oră explicații pentru un incident grav pe care l-a provocat. A lovit cu mașina un agent de poliție în misiune și a făcut prăpăd în trafic în încercarea de a scăpa. Polițiștii din sindicatul Europol se tem ca nu cumva cele întâmplate să fie mușamalizate. Susțin că tatăl ar fi intervenit deja pentru a-l scăpa de dosar penal. Acesta este momentul în care agentul Florin Marcu, aflat în misiune, a fost acroșat de mașina tânărului. Polițistul s-a ridicat, a urcat în vehiculul său și a pornit pe urmele lui. Să derulăm puțin evenimentele. Scenele surprinse de această cameră de supraveghere s-au derulat chiar aici, în fața gării de nord. Pe această bandă staționau neregulamentar 5 autoturisme. Polițiștii le-au cerut șoferilor să elibereze zona. 4 dintre ei s-au conformat, în timp ce cel de-al 5-lea a început să devină agresiv verbal, spunându-le polițiștilor că nu este treaba lor unde își parchează el mașina. În acel moment, oamenii legii au încercat să legitimeze pe tânăr, însă acesta a refuzat. Acela a fost momentul în care a plecat cu mașina, însă l-a lovit pe agentul de poliție. Înainte de respectiva scenă, agentul povestește că i-a recomandat tânărului să se îndrepte spre o parcare amenajată din zonă. A început să țipe la mine cu ce, bă, ce, unde-i parcare, unde-i stație de autobuz aici, lucru care atunci a devenit dubios pentru mine. Eu am parcat mașina în fața lui, m-am dat jos din mașină să mă duc să iau buletinul, să-i fac o verificare prin stație. El s-a uitat fix la mine, a bolborosit ceva și a accelerat. Și în momentul când a ajuns în dreptul meu, chiar cu geamul deschis, a înțipat la el, oprește acum, moment în care el a accelerat și mai tare. Și v-a văzut? S-a uitat la dumneavoastră? Da, s-a uitat la mine. După ce a dat peste agent, tânărul a accelerat, încercând probabil să scape. Manevra i-a fost demontată însă în 10 minute, timp în care fugarul a produs haos pe șosea. A ajuns la un moment dat pe contrasens și a mai lovit 2 mașini parcate. El a trecut pe roșu, nu s-a mai uitat, n-a mai ținut cont de semafoare, de nimic. Ajunsese pe o străduță înfundată, nu cred că putea să mai meargă înainte. El l-a sunat pe tatăl lui și a spus: tată, am dat peste un polițist cu mașina, te rog frumos să mă ierți. Conform unor surse din cadrul poliției, șoferul, în vârstă de 23 de ani din Alexandria, nu consumase nici droguri și nici alcool în momentul accidentului. La audier, șoferul a negat acuzațiile și a mărturisit că nu l-a văzut pe agentul de poliție în stradă și nu a avut nicio intenție de a-l lovi. După prima tură de audieri, tânărul a fost lăsat să plece acasă. Inițial, spun reprezentanții sindicatului Europol, procurorul a considerat că ar fi vorba despre vătămare corporală și părăsirea locului accidentului. Sperăm că în cursul zilei de astăzi să vedem această încadrare schimbată și să vedem cel puțin un ultraj, dacă nu tentativă la omor, pentru intenția cu care șoferul a lovit polițistul. Vorbim despre un procuror care nu s-a prezentat la sediul poliției pentru a încadra fapta ca și ultraj. I s-a prezentat imaginile video și a spus că pentru așa ceva nu vine la poliție. Tatăl băiatului s-a prezentat la sediul poliției fluturând legitimația de serviciu și afirmând că este angajat al Secretariatului General al Guvernului. Flora Mardale, tatăl tânărului șofer, nu a putut fi contactat până în prezent. A fost angajat recent ca expert superior în cadrul Secretariatului General al Guvernului. Într-un comunicat de presă, reprezentanții instituției au precizat că niciun angajat nu a fost implicat în incidentul petrecut în zona Gării de Nord. Însă au punctat că orice persoană care se face vinovată de încălcarea legii trebuie să suporte consecințele. Polițistul rănit a mers la INML ca să obțină un certificat medico-legal. Cercetările sunt continuate de procurorii parchetului sectorului 1, care îl audiază la această oră pe șoferul fugar. Forțele de ordine stau cu ochii pe arhiepiscopul Tomisului înainte de hramul Sfântului Andrei. În alt preasfinția sa, Teodosie, a slujit astăzi la mănăstire, nu înainte de a fi tras pe dreapta. Revenim la subiect puțin mai târziu. Iarna vine mai devreme în sudul și sud-estul țării. Va ninge biscolit la noapte în 8 județe, dar și în București, unde unele primării au scos deja utilajele de intervenție.
Începând cu ora 5 dimineața, intră în vigoare o avertizare cod galben, deocamdată până mâine la ora 20. Vor fi noi episoade de nisoare care se vor muta spre seară și în noaptea de luni spre marți către Dobrogea, acolo unde începe să bată vântul și temperaturile scad. Dacă vă propuneți totuși să plecați la drum, aveți grijă să vă îmbrăcați gros și să aveți mașina echipată corespunzător. Avem un nou vârf la terapie intensivă, 1250 de pacienți, dar și 148 de decese în ultimele 24 de ore. Sunt totuși și vești bune. Președintele Klaus Iohannis susține că ne aflăm pe acel platou al îmbolnăvirilor îndelung așteptat. Cu alte cuvinte, pandemia pierde din ritm în țara noastră. Dacă regulile sunt respectate în continuare, vom avea Crăciun fără restricții suplimentare, susține șeful statului. Peste 5500 de români au fost confirmați cu SARS-CoV-2 de ieri și până astăzi. În raport cu numărul de teste, înseamnă unul din trei suspecți de infectare. Totuși, președintele insistă că restricțiile se dovedesc eficiente și că am atins faza de platou. Numărul de infectări noi pe zi nu a mai crescut de cel puțin două săptămâni, deci suntem pe un platou și vom reuși, dacă respectăm aceste măsuri, să avem sărbători fără restricții suplimentare. Asta nu înseamnă că presiunea din spitale s-a diminuat. Din contră, 1250 de pacienți sunt în stare gravă la terapie intensivă, un nou record negativ. 13.200 este numărul total al românilor internați în prezent în unitățile COVID. De 10 ori mai mulți se află în izolare. Din call center-urile DSP se fac eforturi pentru a intra în legătură cu fiecare dintre ei. Președintele Klaus Iohannis l-a vizitat astăzi pe cel de la Arena Națională. Call center-ul DSP de la Arena Națională este cel mai mare din țară. În activitatea de aici sunt angrenați peste 400 de voluntari care lucrează în ture. Mulți dintre ei sunt studenți la medicină sau la alte facultăți. Noi încercăm să stabilim contacții cu dumneavoastră și la rândul lor contacții dacă au avut contact cu altcineva pentru a stabili care e rata de răspândire. Ana este studentă în anul 3 la medicină. Dincolo de rutina riguroasă, în fiecare zi la telefon încearcă să se pună și în pielea pacientului. A primit sfatul chiar de la ceilalți angajați de SP. Ne-am încurajat să fim calzi, să fim înțelegători și totodată să facem lucrurile pe înțelesul lor. Foarte solicitant uneori, pentru că cu unii nu poți să te înțelegi, ei având multă treabă. Depinde dacă lucrează de acasă sau fiecare persoană are un anume comportament. Toți voluntarii sunt foarte bine pregătiți, au o abordare calmă, foarte profesionistă și ei reușesc nu doar să obțină și să dea informații, dar reușesc să îi și calmeze pe oamenii care, sigur, au problemele lor dacă sunt bolnavi. Șeful statului a vorbit și despre vaccinarea în masă a populației, care ar putea să aibă loc în primăvară, cea a personalului medical în ianuarie și februarie. Despre el, președintele spune că se va imuniza, dar în a doua rundă a campaniei. Dacă lucrurile se derulează conform planului, am putea ca din iulie să ne apropiem de normalitatea pe care o cunoșteam înainte de izbucnirea pandemiei, crede Iohannis. Vin vești bune din Iași. Unicul pacient supraviețuitor al incendiului de la Spitalul Județean din Piatra Neamț a părăsit astăzi secția de terapie intensivă. Se simte mai bine, dar va rămâne totuși internat într-un pavilion al unității modulare de la Lețcani. Ceilalți 5 bolnavi transferați acolo după ce salonul în care se aflau a luat foc au murit în urma infectării cu SARS-CoV-2. Nu suferiseră răni în timpul tragediei soldate cu 10 morți. Guvernul a aprobat un ajutor de 5.000 de lei pentru familiile tuturor celor care au pierit sau au avut de suferit în urma nenorocirii. Aproximativ 100 de credincioși au mers astăzi la slujba oficiată de înalt preasfinția sa Teodosie la mănăstirea Peștera Sfântului Andrei din Constanța. Poliția și jandarmii au verificat și au rugat să respecte toate măsurile menite să-i protejeze. Nici arhiepiscopul Tomisului n-a scăpat de fără instructaj. Atenție, vorbim doar despre ziua în care începea în mod normal pelerinajul, interzis în prezent prin lege, și despre un serviciu religios obișnuit. Mâine, de sărbătoarea Sfântului Andrei, au voie să participe la hram doar localnicii din Ion Corvin. Aveți un mesaj pentru credincioși în alt preținția voastră? Să vină cu inimă bună, să-și mângâie sufletul și sper că toate organele de ordine ne vor ajuta să fim în pace și în armonie. V-ați adus și dumneavoastră declarația?
Polițiștii și jandarmii au verificat toate mașinile care s-au îndreptat încă din zori spre mănăstirea Peștera Sfântului Andrei. Oamenilor li s-au cerut actele, li s-a spus că trebuie să poarte mască la slujbă și să păstreze distanța. Am rugămintea că pe durata șederii la mănăstire să respectați pe cât posibil măsurile de protecție anticovid, da? În caz contrar, știți că riscați o sancțiune contravențională. Mergem, aprindem o lumânare și ne întoarcem. Păstrăm regulile de distanțare. Slujba a fost oficiată în curtea mănăstirii, marcată corespunzător. Astăzi am venit în recunoaștere, mâine va veni popor mult. În fața Sfântului Andrei, părintele nostru al tuturor, trebuie să se plece toți, și cârmuitorii, și poliția, și jandarmii. Toți care vin să vină cu mască, vom sta la distanță. Ia voastră, am văzut că nu purtați masca. Nu port masca la slujire, este și hotărâre să nu purtăm mască. Racla în care se află moaștele Sfântului Andrei împreună cu alte câteva rămășițe sfinte au fost scoase din lăcaș. Un slujitor al bisericii le dezinfectează după ce credincioșii se închină în față. Văd că se respecte distanța socială și, până la urmă, dreptul fiecărui român să vie să participe la această slujbă, cu toate că nu sunt din zona, dar o să vii și mâine. Totuși, astăzi a fost vorba doar despre o slujbă. Mâine, în schimb, în ziua în care în mod tradițional avea loc pelerinajul, peste 130 de polițiști și jandarmi vor fi în zonă ca să se asigure că legea este respectată. Doar cei cu domiciliul în localitatea Ion Corvin, acolo unde se află mănăstirea, pot merge să se închine. Arhiepiscopul Tomisului a căutat sprijin în instanță, unde a atacat decizia autorităților pe mai multe căi, dar nu a avut câștig de cauză. Înalt preasfințitul Teodosie le-a cerut tuturor preoților din eparhie să se adune la Sfântul Andrei în zi de sărbătoare. Ba chiar a invitat autoritățile locale și de la centru să facă același lucru. Pandemia a făcut pe români să viseze la o casă spațioasă, eventual cu terasă și categorii cu suficiente încăperi încât să joace rol de birou la nevoie. În ultimele luni, cererea pentru astfel de imobile a crescut cu 50% în raport cu anul trecut și prețurile s-au dus în sus. Terasele și curțile caselor, dar și parterul, în cazul apartamentelor, sunt pricina. În pandemie, românul blocat în casă a descoperit că sufrageria, care în multe familii a devenit dormitor, trebuie să țină loc și de birou, atât pentru adulți cât și pentru cei mici, ceea ce reprezintă o problemă. În țara noastră, suprafața locuibilă este în medie de 50 de metri pătrați, la jumătate față de media Uniunii Europene. În mod firesc, a crescut cererea pentru apartamentele care oferă o cameră în plus, în raport cu vechile nevoi. Observăm și un apetit crescut pentru apartamentele care fac parte din proiecte unde spațiile verzi sau spațiile de recreere, spațiile comune sunt mai mari și le oferă celor care locuiesc în acel proiect posibilitatea de a ieși, de a lua o gură de aer. Starea de urgență a înghețat piața imobiliară. În marile orașe, cererea pentru case și terenuri și-a revenit însă rapid. Sunt mult mai căutate decât apartamentele. Românul vrea la curte și se uită spre periferie, pentru că asta îi permite buzunarul. La nivelul întregii țări, interesul pentru astfel de proprietăți a crescut cu 15-20% față de anul trecut, iar în unele locuri a explodat. În Ilfov, de exemplu, doar în septembrie vorbim despre o creștere de 80% de la începutul anului. În nordul capitalei, o casă gata de locuit se vinde în medie într-o săptămână de la momentul vizionării. Segmentul pe care persoanele se orientează este în general un segment de preț care se încadrează în plafonul de prima casă, adică vorbim de proprietăți care ajung undeva între 130, maxim 140 de mii de euro. Și în același timp sunt proprietăți care să aibă măcar un 400-500 de metri pătrați de teren și o casă ce să poată să acomodeze un 3 dormitoare cu un living. Dorința oamenilor de a sta în case mai mari modifică viitoarele proiecte rezidențiale. Contribuie și TVA-ul de 5%, care se va aplica de la 1 ianuarie pentru locuințele de maximum 120 de metri pătrați și preț mai mic de 140.000 de euro. Vor apărea mai multe apartamente cu 3 camere în proiectele care se autorizează în această perioadă. Impactul la ce se întâmplă anul acesta, în schimb, va fi văzut anul viitor sau poate chiar avea peste 2 ani de zile. Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș din țară la acest capitol.
cu o medie în lunile iulie-septembrie de 1800 de euro metrul pătrat într-o locuință scoasă la vânzare. În București vorbim de 1440 de euro, iar în Timișoara, Constanța și Brașov prețurile sunt între 1200 și 1440 de euro. Reșița, Alexandria și Giurgiu sunt cele mai ieftine orașe. Aici metrul pătrat costă între 580 și 630 de euro. În acest an, prețurile pe piața imobiliară au crescut în medie cu 3-4, maxim 5%, iar până la finalul anului vor stagna. Pentru anul viitor însă, consultanții imobiliari nu se așteaptă la scăderi drastice de preț pe termen scurt. Vorbesc despre o stabilitate a pieții rezidențiale, care se traduce în creșteri de preț la nivelul lui 2020. Camelia Donțu, ProTV. Mergem acum în Bucovina, în Munții Rarău, unul dintre acele locuri binecuvântate în care natura face spectacol, indiferent de anotimp. Ba chiar îți oferă loc de cinste, chit că alegi o evadare în aer liber, rezervația Pietrele Doamnei, o aventură pe unul dintre cele 180 de trasee de escaladă sau o plimbare pe Trans Rarău, șoseaua montană de 28 de kilometri, cu siguranță printre cele mai spectaculoase din Europa. Astfel de peisaje fascinante îi întâmpină pe cei care ajung să cucerească Munții Rarău. Rezervația Pietrele Doamnei, aflată pe versantul nordic, se întinde pe mai bine de 250 de hectare și poate fi locul ideal pentru cei dornici să evadeze măcar pentru câteva ore în mijlocul naturii. E prima dată când am venit și eram foarte curioasă, dacă la noi o să ningă puțin mai târziu, eram curioasă să prindem puțină zăpadă, că noi nu știu când o să vedem. Și cum ți-a părut Rarău pentru prima dată când l-ai văzut? Foarte frumos, chiar superu. Ce ți-a plăcut cel mai mult aici? Priveliștea, drumul, chiar drumul în sine mi se pare o experiență foarte interesantă. Trans Rarăul, șoseaua montană care face legătura între Valea Bistriței și Valea Moldovei, merită cu siguranță un loc pe podiumul celor mai spectaculoase drumuri din România. De-a lungul a 28 de kilometri veți descoperi comori neprețuite. La aer curat, zăpada, priveliștea și am ajuns aici, dar am ajuns la Pietrele Doamnei și am zis că ar fi o ocazie foarte bună. Această tânără din Bacău a ales să-și sărbătorească ziua de naștere pe aceste meleaguri care au fermecat-o. Este o liniște pe care o simt de fiecare dată când vin aici, nu știu, este o relaxare profundă, iar weekendul acesta fiind ziua mea, am ales această locație. Cea mai spectaculoasă priveliște este de pe Piatra Șoimului, unde se vede atât vârful Giumalău, cât și partea de Trans Rarău. Este puțin riscant, dar în același timp foarte frumos. Oamenii locului spun că oaspeții au de unde alege când vine vorba despre trasee montane. Având această cale de acces care se cheamă, care este Trans Rarăul, un foarte mare număr de turiști au acces până sus, aproape de vârf. Avem în jur de 180 de trasee de escaladă amenajate conform ultimilor norme europene. Principala atracție în zonă sunt Pietrele Doamnei și Piatra Șoimului, având în vedere și priveliștea oferită. Singurul hotel alpin de acolo, aflat la o altitudine de aproximativ 1400 de metri, este deschis în această perioadă doar la sfârșit de săptămână. În aceste vremuri dificile, solidaritatea și dăruirea nu trebuie să rămână doar la stadiul de idei nobile. Este nevoie ca tot mai mulți dintre noi să oferim din timpul și forțele noastre pentru a ne bucura la un moment dat de un viitor sănătos. Iar în România, tinerii par să fi înțeles asta. Sunt cei care merg și ajută voluntar în spitale, ori lucrează cu școlarii fără posibilități. Doar împreună putem trece mai ușor peste criza care ne-a schimbat tuturor viețile. Bruno este student în anul 5 la medicină în Iași. Se pregătește să devină medic chiar la ATI. Deocamdată ajută zi de zi în unitatea de primiri urgențe a Spitalului Sfântul Spiridon, cel mai mare din Moldova. Pune umărul oriunde este nevoie de el. M-am maturizat atât pe plan profesional cât și pe plan personal. M-a făcut să înțeleg mai bine. Azi, medicina de urgență în mâinile tale poate sta la un moment dat viața unui pacient și mi-am dat seama cât de importantă este această specialitate. Era COVID-ului, să spunem așa, lucrurile stau un pic altfel. Trebuie să fim mult mai grijuliți cu pacienții. Gabriel alergă toată ziua cu mașina tot prin Iași. Duce asistente și medici la cei suspecți de infectare. Cadrele medicale fac acum aproape 200 de teste pe zi, dublu față de luna trecută. Cu ajutorul nostru
asistenții medicali pot preleva probe de la persoanele care sunt suspecte de COVID. Ți-e teamă că te-ai putea îmbolnăvi? Pe perioada stării de urgență, stăm de servit centrele de carantină, dacă nu mi-a fost frică atunci, acum cu siguranță nu. Sunt foarte multe teste în așteptare. Este și în interesul nostru a tuturor ca aceste teste să fie făcute în număr mult mai mare, pentru că astfel putem să identificăm focarele și să le izolăm. Școala online s-a dovedit una dintre cele mai mari provocări pentru societatea românească. Sergiu Popa este în anul 3 la Facultatea de Automatică și Calculatoare din Cluj-Napoca. El și alți 40 de colegi fac pregătire online la română, matematică și engleză cu copiii din familii defavorizate. Haideți să discutăm așa un pic. Să ziceți ce credeți voi că este prietenia? Cine este un prieten pentru noi? Copiii sunt foarte fericiți că au cu cine interacționa. Consider că este mult mai important să fim alături de ei, să-i susținem, să-i încurajăm și să-i îndrumăm spre un drum bun în viață. Este foarte important să ajutăm oamenii, mai ales în această perioadă. Psihiatrul Ovidiu Alexinski de la Institutul Socola din Iași spune că perioada grea prin care trecem toți i-a făcut pe mulți oameni să se implice în astfel de acțiuni. Mulți au dat piept ei înșiși cu avalanșa de probleme. Sunt oameni care înțeleg în profunzime nevoile momentului și nevoia de ajutor. Și atunci își mobilizează resursele pentru a ajuta pe cei din jur. Oricine poate deveni voluntar. Cei care vor să ajute în instituții publice trebuie să facă doar o cerere și apoi să urmeze un curs de pregătire. România nu are nici măcar un centru de radioterapie pentru copiii diagnosticați cu cancer în spitalele de stat. Pentru cei mari se apelează la aparatura destinată adulților. Iar dacă cei mici au nevoie de anestezie, părinții trebuie să caute soluții în privat sau în străinătate. Situația se va schimba de la anul după ce Asociația Dăruiește Viață va da în folosință noul spital construit din donații în curtea spitalului Marie Curie. 350.000 de oameni și 4.000 de companii au clădit un vis. Visul miilor de copii cu boli oncologice de a fi tratați într-un spital modern. 500 de părinți aflăm fiecare an că, alături de pruncii lor, pleacă la război. Unul dur cu un inamic puternic, cancerul. Alături de medici, asistente ajung pe un front plin de lipsuri și greutăți. Secțiile de oncologie pediatrică sunt puține, saloanele vechi de 40 de ani și cârpite sau renovate din sponsorizări devin casele lor pentru 10 luni. Însă puțin peste jumătate dintre micii soldați se întorc tefer de pe front și din cauza că sunt tratați într-un sistem sanitar învechit. Lavinia e unul dintre veteranii acestui război. A învins boala și azi vrea să vorbească despre experiența ei pentru ca oamenii să înțeleagă că e nevoie de o schimbare. Știu că voi construiți un spital, dar nu știu ce o să spuneți în el. Păi ce ți-ar plăcea ție să punem în el? Uite că... Să puneți mai multe toalete. Ok. Pentru că eu mai țin minte când eram în spital că trebuia neapărat să așteptăm la rând la toaletă în spitalul vechi. Să pun patul pentru părinți. Și ea sunt aceleași condiții. Copiii și părinții împart o singură baie la capătul holului. Nu au loc de joacă, iar lecțiile și le fac pe patul care le e univers timp de 10 luni cât durează tratamentul. Pe geam se vede noul spital unde saloanele vor avea băi, două paturi pentru copii și încă două încastrate în mobile pentru părinți. Cei mici vor avea o sală de joacă, cinematograf, post de radio, săli de operație moderne și saloane sterile pentru copii lipsiți de imunitate din cauza tratamentului. Și, pentru prima dată, va exista un centru de radioterapie pentru micuți. Mă aflu în bunker. În acest loc va fi instalat un aparat de radioterapie care va fi necesar copiilor mici care trebuie anesteziați pentru acest tratament. În acest moment, în țara noastră, nu există un astfel de loc. Va fi primul spital de stat care va oferi tratament complet copiilor cu cancer. Sunt două buncăre în care vor fi două aparate de radioterapie și un CT planning pentru tratamentul acestor pacienți. Este aparatul la care se scanează practic tumora, astfel încât să se poată face planul de tratament de către medicul radioterapeut și de către fizician. Noul spital destinat copiilor cu cancer va fi operațional anul viitor. Tot atunci, Asociația Dăruiește Viață își propune să înceapă lucrările la o nouă clădire de aceleași dimensiuni, în care se mute toate secțiile actualului Spital Marie Curie, construit în urmă cu 40 de ani.
Pentru asta e nevoie însă de ajutorul oamenilor, care pot dona 4 euro lunar printr-un SMS la 8864, dar și al companiilor, care pot direcționa 20% din impozitul pe profit până la sfârșitul anului. Dacă donează ceva, ei ajută mai multe vieți. Procedurile de autorizare a vaccinurilor anticovid cu rezultate favorabile în teste au intrat în linie dreaptă. Agențiile de reglementare din toată lumea sunt așteptate să-și dea vizele în cursul lunii decembrie. Marea Britanie va fi, se pare, prima țară care va aproba un ser imunizant și va începe campania de vaccinare. 7 decembrie este data luată în calcul. Potrivit agenției Reuters, regatul britanic va autoriza în zilele următoare serul Pfizer-BioNTech, iar distribuția va începe imediat după emiterea vizelor. Marea Britanie a comandat 40 de milioane de doze. Sunt necesare 2 de fiecare om, la interval de o lună. În Uniunea Europeană, aprobarea aceluiași vaccin cu 95% eficiență în teste este așteptată în a doua parte a lunii decembrie. Americanii par să se miște un pic mai repede. Pe 10 decembrie, Autoritatea Federală pentru medicamente ar urma să-și dea acordul. Deocamdată tot pentru produsul Pfizer. Moderna încă nu a înaintat vreo solicitare. Wall Street Journal anunță că aeronavele companiei americane United Airlines au început deja livrarea vaccinului Pfizer în Europa. Avioanele sunt încărcate cu o cantitate de gheață carbonică de 5 ori mai mare decât cea permisă. Dozele Pfizer trebuie ținute la minus 70 de grade Celsius. Belgia va deveni un nod important, atât în lanțul de distribuție european, cât și în cadrul rețelei africane. We are prepared, everything is done, tested, etc. The building is ready. So we're just waiting. Honestly, the easiest one is the one with the dry ice, because the dry ice is put into the box from the production side. And they use special packaging, so it needs to be stored here, and we have to just guarantee that the dry ice doesn't get too warm. Pe măsură ce sosesc în Bruxelles, dozele de ser vor fi stocate temporar, înainte să fie trimise mai departe cu avioane, trenuri, ori camioane frigorifice. Actorul David Prowse, cunoscut mai ales pentru rolul Darth Vader în trilogia originală Războiul Stelelor, a murit la 85 de ani. Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough. He told me you killed him. No, I am your father. Rose a purtat costumul lui Vader în aproape toate scenele, a rostit și replicile, însă acestea au fost dublate de actorul american James Earl Jones în postproducție. Fost culturist, Rose a acceptat invitația lui George Lucas de a da o probă pentru film. A avut de ales între Darth Vader și Chewbacca și n-a stat prea mult pe gânduri. A mers pe prima variantă pe motiv că toată lumea își amintește personajul negativ.